Bun. Deci pot să cer eu. Hai să vedem ce se întâmplă cu galbenul ăsta. Ce să fac? Că până și vremea a stat la pândă până în luna februarie ca să-și arate adevărata față, iarna mai exact. Și uite că acum avem acest cod galben de viscol în partea de est și sud-est a teritoriului, dar și prin zonele montane, mai exact prin Carpații meridionali și orientali. Vor mai fi și ceva precipitații sub formă de ninsori în aceste zone. În rest, temperaturile în anumite zone vor fi chiar mai scăzute decât ar fi normal pentru această dată. Spun acest lucru pentru că dimineața și noaptea se anunță ger, însă pe parcursul zilei, chiar și mâine și poimâine, ne vom bucura de razele soarelui. Chiar dacă mai scăpăm de precipitații, cum a spus mai devreme și doamna Florinela, o să avem ceva fulguiel pe aici și pe acolo, dar asta nu înseamnă că se mai depune zăpadă, strat de zăpadă. Da, mă uitam la zona aia ciudată de lângă județul Buzău, acolo de norocire. Să spun o poveste din domeniu, un polițist care de câte ori venea zăpada și viscolul în zona aia, avea datoria ori să oprească de tot drumul, da? Să oprească pe toată lumea, pentru că știa că mai încolo, știa poliția română, se va întâmpla să se stea. Ori trebuia să alinieze mașinile, pentru că nu se mai vedea axul drumului de la Nămeți, să alinieze mașinile, el cu girofarul să meargă foarte încet până îi trecea pârleazul, că nu sunt mulți kilometri cei cu problema. Și mi-a zis că în fiecare zi din viața lui și în fiecare zi din asta cu zăpadă multă, se trezea acel băiat cu un suvuleț care zicea: "Be, da, dă-te!" Și a Dani, deci trec eu. Am chipiu, girofar, am căciuloiul ăsta, am pistol. Ce din poziția corpului meu nu îi dădea un pic de autoritate? Nu era același om, era tot timpul alții, așa. Bă, șeful, da, mergi cam încet, dă. Domne, se cădea în șanț cu mașina, era, trebuia să chemăm. Era platformă, nu. Tot timpul era acel cineva care zicea: "Bă, da, ce care, e viscol." Dă.